Trafic de informații secrete contra avantaje materiale la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. Procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva unor oameni de afaceri din Constanța care ar fi reușit să obțină contracte foarte bănoase în baza unor date confidențiale obținute de la un terț angajat la baza militară. DNA susține că în perioada mai 2019-septembrie 2022, unul dintre suspecți ar fi ocupat funcția de coordonator transport în cadrul bazei militare Mihail Cogălnicianu, fiind autorizat să lucreze cu informații confidențiale. Acest statut i-ar fi permis să aibă acces autorizat neclasificat la sistemul Departamentului de Apărare al SUA. În această calitate, suspectul ar fi furnizat constant unor oameni de afaceri constanțeni date secrete referitoare la contractele negociate de două agenții autorizate de Forțele Armate ale Statelor Unite. Pe această filieră, afaceriștii din Constanța aflau prețurile cadru minimale și maximale oferite pe categorii de transport, kilometri, capacitate gabaritică, pe categorii precise de mijloace de transport, date privind punctul de plecare, punctul de sosire și rute strict stabilite pentru România și alte țări din Europa. Cu ajutorul acestor informații confidențiale, trei firme ale oamenilor de afaceri, urmăriți acum de DNA, au reușit să încaseze în 3 ani de la autoritățile americane peste 16.300.000 de euro. Furnizorul de date secrete angajat al bazei militare ar fi primit la schimb importante sume de bani plus un teren în municipiul Constanța cu valoare declarată de 250.000 de lei. De asemenea, oamenii de afaceri ar fi făcut cadou și un autoturism de lux Audi Q7 cu o valoare declarată de 170.000 de lei.